Bună ziua, vă spun și eu. Sunt Elena Sima, vicepreședinte a juriului. Aș avea o mare rugăminte la dumneavoastră, dar înainte de asta vreau să vă felicit că sunteți mulți și frumoși. Și vreau să-i felicit pe fiecare dintre cei care au urcat și cei care sunt aici și care veți mai urca. Poate îi aplaudați ca să le dați curaj lor și aplaudați și organizatorii și pe cei care coordonează. Deci am venit aici înainte de final, pentru că pe cei care urcă aici pe scenă îi auzim doar noi juriu și cei care stau așezați. Ar fi păcat de bunul Dumnezeu, ei n-au venit doar pentru juriu. Ei au venit pentru toți cei din sală să transmită un mesaj. Îmi pare atât de rău să văd că nu este acolo pe spate liniște și nu-i ascultați așa cum trebuie în respect pentru tradiție și pentru cultura neamului românesc. Gianu a spus aici ce semnifică și ce simbolizează, iar dumneavoastră pe final unii nici n-ați auzit. A fost o adevărată bucurie să aud semnificația acelui obicei. Deci vă rog din inimă, vreau pe spate liniște, iar coordonatorii să așteptați în liniște până vă vine următorul moment ca să putem să ne bucurăm de cei care sunt aici. Îmi cer iertare, dar insist, este nevoie de liniște și să ascultăm, să ne îmbogățim sufletul. Dragii mei, sunteți minunați! Să
Dați-le aplauze mai frumoase. Eu vreau să te invit aici în centru, special pe tine. Vreau să mai arăt încă o dată bătaia care ai făcut-o la începutul dansului, în cerc, care a fost... Nu știu cum face, nu țin minte eu. Hai să te văd. Fără melodie nu-ți primești. Hai să te văd. Aplauze, bravo! Super, bravo! Și vreau să ofer microfonul special conducătoarei pentru a ne spune, eu am mai văzut dansuri, dacă asta n-am văzut. Vreau să știu de unde, ce origine are dansul acesta. Bună ziua jurului, bună ziua tuturor! Noi venim din zona Ghimeșului. Este exact la granița dintre Moldova și Ardeal. Este pasul trecătoare a Ghimeș-Palanca. Sunt sigură că nu e departe, ați auzit, ați fost, ați trecut. Toată lumea spune că acolo suntem maghiari. Ei, eu întorc un pic acest ritual și vă spun că noi suntem ghimeșeni. Nu suntem nici români, nici maghiari, noi suntem ceangăi. Ceea ce dumneavoastră ați văzut aici este Liceul Tehnologic Făget. Costumele sunt foarte vechi, se pot vedea și pe bundițe. De-abia am reușit să mai găsim. Avem motive florale, sunt făcute, deci costumele sunt făcute de strămoșii noștri și încercăm să-i păstrăm cât putem noi de bine. Vreau să vă spun că avem mult mai mult de atâta. Noi doar cu atâta am venit astăzi. În schimb, aceste dansuri sunt lăsate și moștenite de strămoșii, bunicii, părinții și de ei. Da? Nu am pus, nu am scos nimica. Ne pare rău, vreau să venim cu o gordună și cu un violonist astăzi, dar cel care ne conduce gorduna s-a îmbolnăvit și atunci am rămas pe negativ. Mulțumim din suflet și sper să ne vizitați direct la noi la Ghimeș. Mulțumim! Și noi vă mulțumim și eu vreau să încerc și eu bătaia, dacă îmi permiteți. Dați voi? Da. Undeva așa. Mai vin un dată la anul și mă înveți spre acest. Mulțumesc frumos! Vreau, desigur, și dumneavoastră să vă mulțumesc, stimați oaspeți, pentru liniște. Sigur că a fost nevoie totuși de un membru al juriului ca să urce în scenă pentru a face această liniște. Eu vă mulțumesc din suflet, sunteți bravo și sper că o să o ducem așa până la finalul acestui festival. Dați-le vă dat aplauze! Așteptăm colindătorii. Suntem toți din nou copii. Simțim gustul sărbătorii. Primim vestea nașterii. Ansamblul folcloric Plaiurile Trăieni Nene. Plaiurile Trăieni Nene. Foarte frumos sună. Ale școlii gimnaziale Traian, coordonator profesor Măriuț Venatiu și primar Gheorghe Luca Sorin. Vin astăzi cu un program complex. Colindele vor fi în debutul programului. Solistele o să le rugăm să se prezinte pe scenă și să-și spună vârsta. Ei ne vor prezenta dans de măști, urătură, dans de tobe, dansul caprei, dansul căluților, dans urs și sorgova. Să întâmpinăm cu aplauze, desigur.
Bună ziua! Mă numesc Băleiță Ioana, am 12 ani și voi interpreta melodia Într-un joc să joc și eu. Oh.